Tot mai mulți oameni politici și ecologiști vin cu acțiuni pentru salvarea dezastrului în ceea ce privește spațiile verzi din Constanța, dar și din alte localități, însă fără vreun rezultat. De curând, un tânăr arhitect a venit cu o soluție pentru crearea unui parc pentru copii, dar și centru de recreere pentru persoanele vârstnice. Așa cum ar fi firesc, trebuie să fie aici un parc foarte frumos. Constanța duce lipsă acută de spații verzi amenajate. Arată sinistru. Locul ăsta se ne schimbat probabil de 10 de ani, poate arată mai rău decât acum 10, 15, 20 de ani. Primăria pur și simplu nu interesează. Mi se pare mizerabil totul să ai un mall de 4 hectare în parc și să nu te intereseze măcar celelalte spații la amenajare. Adică ai distrus unul și celelalte lași de izbeliște. Problema gravă este că nici populația nu acuză această problemă. Ok, primăria este incompetentă. Duce o lipsă gravă de profesioniști, de interes pentru populație. Așteaptă să vină valul cu fonduri europene și așa mai departe și pachetelele de sărbători. Ok, dar populația de ce nu acuză această problemă? De ce suportăm această bătaie de joc? Noi de ce stăm? Sincer să fiu, nu sunt supărat pe administrație, că sunt necăjit din cauza comunității dezinteresate de probleme care ne înconjoară pe toți. Președintele Asociației M10 a declarat că municipiul Constanța și-a modificat structura, arhitectura și designul urbanistic, iar aceste acțiuni au fost de cele mai multe ori în detrimentul spațiilor verzi. Masacrarea spațiilor verzi din municipiul Constanța reprezintă una dintre principalele probleme administrației locale și ale orașului în sine. Problemă care, din nefericire, a fost generată de irresponsabilitatea conducerii administrației publice locale, dar și a Consiliul Local Municipal, care vreme de cel puțin 8 ani de zile, în loc să citească legea și să vadă că avea obligația de a întocmi registrul spațiilor verzi, s-a comportat cel puțin irresponsabil, mai în dușmănie, parcă cu spațiile verzi din Constanța. Dacă dânsi ar fi citit legea și ar fi dat seama că cel puțin până la 1 ianuarie 2011 am fi trebuit cu toții în Constanța să știm câți metri de spații verzi avem și în același timp să avem cu toții o strategie de conservare și de dezvoltare a spațiilor verzi. Ori din nefericire ce vedem în Constanța, vedem mai degrabă o listă neagră a spațiilor verzi și un asalt al betonelor și construcțiilor pe ceea ce mai însemna până acum petic de spațiu verde. Zonele verzi au o contribuție importantă la curățarea atmosferei, iar lipsa lor poate avea efecte negative asupra psihicului locuitorilor.